Bună ziua! Jurnalul de economie de astăzi atrage atenția asupra modului în care puteți pierde bani fără să vă dați seama doar utilizând telefonul mobil atunci când vă aflați la cumpărături. Să vedem uh, cum anume. Utilizarea telefonului mobil la cumpărături crește suma cheltuită cu peste 40%. De Cumpărătorii care au folosit telefonul mobil au cheltuit în medie uh, 34 de lire sterline în plus, cei care nu au folosit telefonul au o sumă medie de 24 de lire sterline. S-au achiziționat în medie 21 de produse față de doar 14 achiziționate de cei care nu au stat cu nasul în telefon. S-au consumat 17 minute mai mult față de doar 13 uh, consumate de cei fără telefonul mobil. Cercetarea este realizată de o universitate din Bath, care a constatat că persoanele care fac cumpărături se deplasează prin magazine într-un ritm mai lent atunci când utilizează telefoane mobile pentru mesaje, rețele de socializare sau diverse apeluri. Aceste persoane petrec mai mult timp printre rafturi și descoperă produse suplimentare cu fiecare secundă pe care o petrec pe telefonul mobil. Fapt care se reflectă în cheltuirea unei sume suplimentare semnificative. Cum anume ne crește telefonul uh, cheltuielile? Clienții participanți la primul studiu din cadrul cercetării au adăugat peste 45% mai multe produse în coșul de cumpărături pe când foloseau telefonul mobil, în timp ce persoanele participante la un al doilea studiu au mers până la 58% mai multe produse în coș. O cauză posibilă este aceea că utilizarea telefonului mobil are efectul de a-i distrage pe oameni de la lista de cumpărături planificate, așa numitul comportament Pilotul automat. Eu unul mă duc adesea la cumpărături cu lista lăsată de soție și sunt pe pilot automat. E bine, un astfel de comportament este influențat automat de folosirea telefonului. Clienții urmează drumul obișnuit către produsele achiziționate frecvent, dar cu nasul în telefon. Vizionarea unui număr mai mare de obiecte le poate readuce în memorie necesitatea reîmprospătării stocurilor pentru anumite produse sau pur și simplu îi inspiră să facă achiziții suplimentare. Paradoxul este că, potrivit unui uh, autor al studiului, magazinele își făceau inițial grija ca nu cumva clienții să fie distrași de la a cheltui bani taman atunci când folosesc telefoanele mobile. Ei, rezultatele cercetării uh, despre care vă vorbeam arată exact opusul. Cu cât timpul petrecut pe telefon este mai mare, cu atât vei cheltui o sumă mai mare. Cum să scapi însă de cumpărăturile suplimentare? Lasă telefonul deoparte atunci când ești la cumpărături. Concentrează-te pe lista ta de shopping. Intră pe pilot automat. Fii atent la listă, dar și la prețuri. Cum s-a desfășurat cercetarea? E bine să aflăm și acest lucru. 294 de persoane într-un prim studiu, între 18 și 73 de ani, un al doilea studiu, ceva peste 100 de persoane, între 19 și 80 de ani. Cumpărăturile au fost efectuate în mai multe supermarketuri din Suedia. Subiecții au purtat ochelari special pentru detectarea elementelor de mediu către care purtătorul își îndreaptă privirea. Iar cercetătorii au cuantificat timpul petrecut în magazin și s-au înregistrat de asemenea și timpul pe care l-a consumat fixându-se asupra unui produs sau asupra unei etichete de preț. S-a analizat și traiectoria clientului și utilizarea mobilului. De asemenea, au fost luate în calcul și bonurile de la casele de marcat pentru evaluarea sumelor cheltuite. Pe de altă parte, autorii studiului menționează că nu este neapărat un lucru rău pentru cumpărători. O vizită mai lungă și mai pitorească prin magazine îți poate aduce aminte de produse de care ai uitat că ai nevoie sau poți descoperi produse care să-ți permită realizarea unui meniu mai inspirat. Totuși, concluzia noastră de astăzi este că dacă vrei să faci economii la cumpărături, scoateți ochii din ecranul mobilului și concentrați te pe lista cu care ai plecat de acasă. Sunt Daniel Apostol, ăsta a fost Jurnal de Economie.